din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Fantoma dreptății. A fost excelent picnicul, nu? Trebuie să ai grijă, Marten. Eclerele cu ciocolată nu sunt prea bune pentru siluetă. Ce are? Bijuteria asta e minunată. Hai să o vedem de aproape. Dar, Oscar... Nu costă nimic dacă te uiți. Bună ziua, vrem să vedem medalionul galben din vitrină. Desigur. Iată-l. E magnific! Ce piatră e? Oh, nu e o piatră, ci rășină fosilizată de chihlimbar galben. Știați că numele grec al chihlimbarului e electron ca în particolele electrice? Cred că veți arăta foarte bine. Ți-l ofer, Katia, în semn de prietenie. Prietenie care va străluci încă mult timp. Oh, mulțumesc, Oscar! Ești foarte drăguț! Vezi? Tocmai ce spuneam! Mâinile sus! E un jaf! Treceți în spatele teșghelei și închideți gura! Tu, deschide seiful și umple sacul ăsta! Da, îndată, domnule! Grăbește-te! Da, domnule! Haide, mai repede! Și umple bine de tot sacul acela! Da, 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 domnule! Nu ai nicio șansă! Ar fi mai bine să pleci până mai ai eu? Timp. Rămâi unde ești, pentru că dacă nu... Nu trebuia să faci asta! Predă-te! Poliția va sosi din clipă în clipă! E timpul să o șterg! Katia! Katia! Nu vei scăpa așa de ușor! Nu mișcă nimeni! Katia, spune ceva! La revedere, prieteni! Dar banditul... A reușit să fugă. Desigur, poliția sosește din nou prea târziu. Nu ai dreptate, Katia. Totul s-a petrecut foarte repede. Asta pentru că Baltazar e ineficace și hoții își permit orice. Scuză, Baltazar, nu știe ce spune. Crezi că poliția e incapabilă, Katia? Poate ai vrea tu să faci legea. Și Oscar care îl apără pe incapabilul acela. Să fiu sinceră, așa le trebuie. Prietena voastră are noroc că nu am trimis-o după gratii pentru ofensa adusă autorității. Trebuie să o înțelegi pe Katia, locotenente. A fost o lovitură pentru ea. De altfel, va depune mâine mărturie. Nu pot spune că asta îmi ușurează sarcina. Mă rog, să mergem la Marten până nu-mi distruge probele. Ia uite ce am găsit! Urmele acestea sunt caracteristice!
Nu se mai fac astfel de pneuri de peste 30 de ani. Bine, acum mergeți acasă și lăsați-mă să-mi fac treaba. Nu ați înțeles? Hoțul e un colecționar de mașini vechi, este evident. E o pistă falsă, locotenente. Urmele pneurilor sunt diferite, iar un colecționar nu ar pune niciodată pneuri diferite pe mașina lui de colecție. Banditul lucrează la un atelier auto. Un atelier de mașini vechi? Da, posibil. Deci hoțul e un colecționar de mașini vechi. Nu putem ști decât dacă verificăm. Urmați-mă. Da, e groaznic. Prada e slabă, nu, Bibil? Dar am luat ce-am putut când amărâtul acela a declanșat alarma. Mă rog, data viitoare va fi mai bine. Tocmai ce vă spuneam, cred în continuare că hoțul e colecționat de mașini vechi. Veni mâine dimineață. Bingo! E mașina hoțului. Pneurile corespund amprentelor. Ce e asta? Deschide, poliția! Ajutor! Ce s-a întâmplat aici? Bietul de tine, vei mai avea încă multe surprize. Luați gazeta, luați gazeta, ultima oră, un misterios justițiar în orașul nostru, prinderea banditului în exclusivitate. Doamnelor și domnilor, noaptea trecută un misterios justițiar a arestat banditul ce a jefuit bijuteria. Poliția a găsit banditul legat, Prada și un semn ciudat încrustat în podea. Cine e acest necunoscut care a devansat poliția și care e deja poreclit fantoma dreptății? Mă înspăimântă justițiarul acesta. Crezi că e o fantomă adevărată? Fantoma dreptății, aiurea! Numai de ea s-a vorbit toată ziua. Personajul acesta mă neliniștește. Nu e nimic rău în a prinde hoții, Oscar. Baltazar ar trebui să-i mulțumească pentru că face treaba în locul poliției. Mulți gândesc ca tine în oraș, dar nu putem să-l felicităm. Se pare că a dispărut după cele întâmplate. Uf, ți-am reparat prizele. Trăznetul trebuie să fi căzut pe aproape. Ai avut mare noroc. Sunt așa de obosită încât nu am auzit nimic. Sunt complet epuizată. Te înțeleg, Katia. Cred că e rezultatul evenimentelor de ieri. Odihnește-te puțin și vom trece mâine pe la tine. Salut, Katia! N-am vrut să o neliniștesc, dar cred că nu arată prea bine. Da, și eu cred la fel. Sunt regele șoselelor. Păzea că vin. Hei, tataie, nu mai poți umbla? Nerușinatule! Ajutor!
Povestea asta cu fantoma nu mi se pare curată deloc. De când te cunosc, totul ți s-a părut bizar. Cel puțin recunoaște că justițiarul acesta e eficient. Dacă e vorba de un justițiar, ce ciudat, toți martorii l-au descris ca pe o fantomă. Cred că foarte curând vom avea vești noi despre el. Haide să mergem! Iarăși nu plecați de aici, v-am spus, e treaba poliției. A poliției, cred că e nevoie de un exorcist. A fost o fantomă luminoasă, îți spun. Poți fi mai precis? Mașina a lovit-o de multe ori înainte să se oprească. Ca și cum ar fi absorbit energia vehiculului. Hai, Marten, să încercăm să dăm de creatura asta. În orice caz, fantomă sau nu, aduce un mare serviciu orașului. Nu e bine aici. Nimeni nu va vedea desenul tău. Fantoma! Lasă-ne în pace, fantoma! N-am făcut nimic rău. Lasă-ne în pace! Ajutor! Ne urmărește! Ne urmărește! Ajutor! Ajutor! Ajutați-ne, domnule! Ajutați-ne! E închis! Haideți, copii! E târziu! Au blocat ușa! Cum să găsești o creatură care se deplasează cu viteza luminii? Vai, cât de pesimist poți fi? Ajutor! Hai. Ajutor! Sunt sigur că ai un presentiment? Adevărat! Ți-am spus că până la urmă ne vor prinde! Gata! A plecat! Putem ieși! Ești sigur? Totuși nu e atât de groaznică fantoma asta! Iartă-ne, fantomo, nu mai facem! Nu știu ce se întâmplă, dar acolo sunt doi copii urmăriți de o creatură luminoasă! Tocmai ați văzut fantoma dreptății! Nu știu, în orice caz părea foarte supărată! Mai bine e să aștept aici! Hai să vedem dacă într-adevăr e fantoma! E o fantomă! Oprește! Cred că o deranjăm! Ajutor, domnule! N-am făcut nimic! A fost doar un desen pe perete! Alergi, băieții aceștia, pentru un grafic! Oscar, nu e un moment bun ca să dormi! Nu te lasă să faci pe polițistul și pe judecătorul! Dar medalionul acesta? Oscar, extintorul! Zăpada carbonică izolează monstrul! Nu mai poate absorbi electricitate! Cred că și-a primit porția! L-a izolat total de sursa sa de energie! Fără îndoială, ești mult mai puternic! A, să nu exagerăm, ilușitorule! Nu vă bucurați prea repede? Mă tem că partida nu s-a terminat încă! Ei, dragă Oscar, unde ești acum? Vă simțiți bine, copii? Da, mulțumesc, domnule! În orice caz, cred că am scăpat definitiv de fantoma dreptății. Oricine se poate înșela? Cred că am tras concluziile prea repede. Katia e în pericol. Katia? Ce legătură are cu astea? A avut probleme cu electricitatea și am văzut un medalion la gâtul fantomei. Haide, am un presentiment. E groaznic de data asta? Desigur.
Katia! Katia! Nu e în bucătărie! Nici aici. Nu-mi place deloc, Marten. Ai avut dreptate. Creatura a trecut pe aici. A luat-o pe Katia. Da, trebuie să aflăm de ce. Și cum vom face? Să căutăm creatura și vom găsi un mod de a o face să vorbească. Să o căutăm? Ușor de spus, greu de făcut. Nu ne vom duce noi la fantomă, ci ea va veni la noi. Și pentru asta am nevoie de cunoștințele tale în electricitate. Nu pune mâna, Biju! Lasă-mă să le împart! Două cărți! Trișorule, mi-ai dat numai cărți rele de la început! Ce-i asta? Ce-i asta? Baltazar! Hei, crezi că te plătesc ca să citești ziarul? Ei, păi, de când a apărut fantoma dreptății, mi se pare că orașul este mult mai calm. Nu mă interesează, fă-ți meseria! Da, șefu, știți, fumatul e interzis în principiu. Fantoma! Încântat! Eu sunt lume! Dumneata! Apărați-ne de monstrul acesta! Da, nu am făcut nimic! Nimic nu dovedește că nu ați pus la cale o lovitură. Ești teapăr, șefule! Creatura asta misterioasă este un bun asistent. Nu-i așa, șefule? Monstru sau erou? Iată întrebarea pe care și-o pun în acest moment locuitorii din Providence. Muzeul e închis astăzi. Veniți mâine! Creatura pare a fi cuprinsă de febra dreptății și ordinii. Nici o faptă rea nu e acceptată, dar până unde va merge oare? Iarăși ăștia! V-am mai spus că muzeul e închis astăzi! E o chestiune foarte importantă, are legătură cu fantoma dreptății. Intrați, dar trebuie să-mi explicați totul. Mulțumesc. Ce se petrece? Fantoma a luat-o razna? Da, așa este. Iar noi o vom opri. Serios? Avem tot ce ne trebuie. Vom face doar câteva modificări la sistemul electric și o vom atrage aici. Aici? Du-te în biroul tău, ne ocupăm noi de toate. Mă rog... Și nu-ți face griji dacă auzi alarma. Haide, la treabă! Ce fac acolo? Dumnezeule, fantoma, vine aici! Nu poate intra și ieși decât prin priza aceasta. Am decuplat toate celelalte siguranțe. Bine, dar costumul ăsta va rezista? Nu-ți face griji, costumul e izolat și cu împământare, nu riști nimic! Ușca funcționează ca un paratresnet, izolează tot ce e închis acolo. Se numește cușca lui Faraday, după numele inventatorului său. Am înțeles, în interiorul cuștii creatura nu va mai avea electricitate și deci va fi la dispoziția noastră. Da, mă rog, în principiu... Da, cred că vom afla în curând. Și hop, siguranță decuplată. Hei, stimată fantomă!
nu poți face nimic. Hai, încă n-am terminat cu tine! Ia se uită! E bine, nu-i așa, Marten? Katia? Cum se poate așa ceva? Ce caut aici? Nu există decât o explicație. Electron? Numele grec al chihlimbarului e Electron și din ce e alcătuită creatura electricitate? Chiar așa! Chihlimbarul a absorbit electricitatea din jur și a transformat-o pe Katia în monstru! Despre ce vorbiți acolo? Oh, e o poveste lungă, Katia! Acum câteva clipe, activitatea din oraș a reintrat în normalitate, ca și cum fantoma dreptății s-ar fi întors de unde a venit. De altfel, domnul Rudolf, primarul nostru, a anunțat că Baltazar, șeful poliției, are absolut totul sub control. Totul e bine când se termină cu bine. Da, și cine va veghea să fie ordine acum? Prefer să-l alegi tu, Oscar. Data trecută nu am făcut o alegere potrivită. Cum vrei tu, Katia. Să vedem. Ești sigur că ai făcut o alegere bună, Oscar? Ha? În orice caz, nu înțeleg nimic din ce s-a întâmplat. Aventura asta e ciudată, ca să nu fie avut vreo legătură cu secretul din Provdo. Ei, nu te agita, Oscar. În mod sigur există o explicație științifică. Cred că e vorba... Cel mai important lucru e că s-a terminat cu bine. Iată-l pe prietenul nostru. Baltazar, mă bucur să te văd. Nu am fost prea amabilă cu tine și îmi pare rău. Ei, am uitat deja totul, Katia. Simple electricitate statică. Prietenia voastră scoate scântei. Așa, Oscar, poți să râzi. Poate că ai înțeles pericolul de a te pune deasupra legii, dar încă nu ai aflat secretul din Providence, de aproape și totodată foarte departe. Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Alexandru Rusu, Ana Maria Vlad, Doru Presecan, Richard Balint, Petre Ghimbășan, Ion Ruscuț, Rin Tripa, Adrian Locovei, Iona Brudan, Doru Fârte, Florin Stan, Mariana Presecan, Cristina Serat. Traducerea și adaptarea Marcel Negreu, regia Ileana Iurciuc și Iona Brudan. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.